te trec ani, frate drag. Parcă ieri pășeam vioi prin iarbă, pâine cu mere mâncam, până-n seară alergam, frățiorul meu cel drag, of, of. Nici o grijă n-am avut, părinții ne-au ocrutit și de rele ne-au ferit-o. Mă gândesc și îmi-aduc aminte viața noastră, frate. Bună seara, domnule Silvia, noi suntem de la compania Surprize de Vis și cu ocazia zilei de naștere avem așa o surpriză pentru dumneavoastră. Poftim acest tort cu fructe. Poftim și acest tort. Și avem și o întrebare. Cum credeți? Din partea cui este surpriza? Cineva apropiat. E foto. Avem și un mesaj de felicitare, da, care îi voi da citire și vom afla din partea cui este surpriza. Astăzi e ziua ta, așa că toate gândurile mele bune și a celor de acasă sunt îndreptate către tine. Azi și în fiecare zi îți doresc din tot sufletul să fii fericit, să reușești tot ce îți propui și încă mai multe, să fii mereu iubit și respectat, să te bucuri de prieteni adevărați pe care îi ai alături și nu în ultimul rând de familia pe care o ai. Fie ca drumul vieții tale să fie presurat cu mii de bucurii, vise împlinite și bogăție sufletească. Un sincer la mulți ani, din partea fratelui din Anglia. Mulțumesc frumos! Frătan, respect, invieți! Știi că mereu o să te ajut la greu și la bine. Știi? Mulțumesc frumos! Te-am pat! Mulțumesc! Bravo! Mi-e tare dor de ei, și pe mine inima mă doare. I-am lăsat cu dor și supărare, dar de acasă când am plecat, la Dumnezeu m-am rugat.